Am fost la Braila. La Braila a fost șocul vieții mele, adică mergea atât de bine până au văzut oamenii că a venit turcul cu banii, care ne-a dus acolo. Am fost cu antrenorul Nailie Rontea, care m-a luat de la Oșoi de Vede, m-a văzut la un meci, că am jucat un amical, el cu Rapidul, și da. M-a văzut că am jucat foarte bine, m-a luat acolo. Eram tot în regulă și mafia locală, practic, așa, a intervenit. Acolo unde vin bani, păi ce să ia alții, trebuie să luăm noi, care suntem aici. Erau două echipe așa acolo. Și Braila a început, trebuia să scăpăm de la retrogradare din Liga a 4-a și după aceea să promovăm. Ok. Liga a 3-a. N-am putut să duc o viață, pentru că eram amenințat, nu trebuie să jucăm, trebuie să facem jocurile. Era cu domnul Ullman, era cu... Am uitat chiar... De ce erați amenințat? Că nu trebuie să jucăm corect. Adică nu v-a surprins cazul ăsta care a apărut acum o lună și ceva la Brăila cu mafia locală care aranja meciuri cu jucătorii pentru pariuri? Ok, poate că nu mai sunt aceleași generații de mafioți, dar nu v-a surprins, înțeleg. Nu. Deci erați amenințați, da, că nu trebuie să jucați corect. Ce, da. În ce constă oamenii? Pot să povestiți un pic? Da, puțin. Chiar dacă nu îmi face plăcere să zic treaba asta. Okay. Pentru că e interesant. Atunci chiar mi s-a spus să ai grijă de tine. Și chiar trebuie să ai grijă de tine la Braila. Nu e de glumit. Era frații Brătianu atunci. Era frații Brătianu care... Eu nici am refuzat să stau în oraș, că am fost sfătuit de un om bun de acolo. Băi, în contractul tău semnea să stai la Hotel Sport. Așa. Acolo, toată lumea știe când pleci și când vii. Că ai venit la fotbal, n-ai venit la distracție. Așa. Aici la distracție mult se duc picioare înainte dacă e cazul, dar nu faci ce trebuie. Final la antrenament și încolo. Numai că a intrat conflictul ăsta între Nailie și cu domnul Ullman și președinte care a fost atunci, domnul, nu mai știu, că a fost dat la o parte. El a scris despre mine că a fost criticat și el a adus cel mai bun jucător în perioada respectivă și bla 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 bla. Jucam un meci, era un portar la noi, a venit un conducător, nu spun, nu spun. E un din conducători care erau acolo mai mult. Noi trebuia să batem neapărat, că trebuie să scăpăm de retrogradare, ca turcul să ne plătească mai departe. Turcul astfel... era un om de afaceri turc, câte țin minte. Nu mai știu cum îl chema. Da. Și, domnul meu, pentru prima dată în viața mea să aud să ne prezintă prima de joc, zic așa, pentru meciul de astăzi aveți 10 lei pentru victorie, 15 lei pentru egal și 20 de lei pentru înfrângere. Nu ți-a zis nimeni ce trebuie să faci. Nu, da. Da. Eu am și naiv un pic, nu înțelegeam ce s-a întâmplat, da? Și trebuie să juca și portarul întotdeauna, el era bază, strictă. Domnul, eu am familie de crescut, domne, eu nu m-am interesat ce club, m-am interesat să iau bani mai mult. Prima dată n-am înțeles exact care a fost nuanța. Dar se spunea treaba asta când nu era antrenor în vestiar? Da. Aha. Deci venea un conducător și spunea că prima de înfrângere e mai mare decât prima de victorie. Da. Așa. Și mi-aduc aminte, mi-era frică să și spun la Nailie că mergeam pe drum. Era o teroare, ți-era frică, știai că era unii de acolo localnici care îmi placea mie și îmi beam povestea, doamne, n-ai venit unde trebuia, că aici sunt mai multe chestii, eu lupt acum, că fiecare sunt numai tabere, nu e ceea ce se vede la antrenament. În fiecare vineri, eu eram lovit la antrenament. De cine? De unii din colegi, ca să nu prind jocul. Incredibil. Da. Wow, mi se pare șocant ce-mi povestit. Asta n-am mai auzit, așa ceva n-am mai auzit. Pentru că n-avea cum să-mi vine să-mi spune mie că trebuie să o lași memoare sau nu. Tekinalp era turcul, îl chema? Da. Tekinalp. Da. Da, îmi spune cineva, un coleg acolo. Da. Și mi-aduc aminte. Și cum a primit acest om? A zis, când am venit de acolo, mi-a zis în felul următor. Băi, vreau să-l văd. A adus un jucător. Să-l văd la un meci amical, dacă e bun, îl ia, dacă nu, nu. Și am făcut un meci amical, am jucat cu Florei. Am jucat foarte bine, am alergat. Oh, cât vrea, atât îi dau. N-am știut nici să cer bani, n-am știut că erau bani atât acolo, n-am știut, am știut foarte puțin, da. Am naiv, n-am știut.
Și după aceea a zis, doamne, ai dat dovadă de caracter pentru mine și spun în felul următor, salariul pe care l-aveți, l-ai toată lumea, dar eu îți dau în funcție cum cred eu că joci. Deci, dacă ai jucat bine, după meci eu vin și îți dau bani. Da. În afară de ce am vorbit. Aha. Să-mi spune cineva dacă pe mine putea să mă intereseze să iau 5 lei sau 10 lei în plus pentru o victorie sau o înfrângere. Eu acum îmi luam banii dacă jucam bine. Da. Aveam un singur lucru, să fiu pregătit să joc bine. Atât. Și când pierdeam, îmi primeam prima de joc. Dacă jucam bine. Dacă nu jucam bine, nu-mi dădea. Știam că n-am jucat bine. Atunci, când vine cineva și spune că azi nu trebuie să câștigam la Buzău. La Buzău. Meciul. Da. Trebuie să pierdem neapărat. Buzău nu avea nicio treabă. Era... Pierdut? Îmi aduc aminte că am dat un gol și m-au scos. Și atunci mi-au zis, vezi că îți faci de cap. Vezi că îți faci de cap. Și nu e bine. Mi-a transmis. Și a fost un junior care l-am apărat eu, taică s-a aflat și el a venit și la mine la hotel și mi-a zis, băi, vezi că așa s-a pus pe tine. Eu eram pe vale, era ok, îmi plăcea, aveam un salariu bun, nevastă mea era gravidă, v-am neapărat să obții. Tu cum dădea și pește în fiecare săptămână când plecam, știa că îmi place pește, adică eram foarte bine, n-aveam niciun motiv să fac altceva. Am venit după meciul ăla, am venit la București, veneam București în fiecare săptămână, când m-am întors, văd o Dacia la antrenament, albă, și cu trocul, și mă cheamă, scoate din antrenament. Mă duc acolo și spun, câte semeala cu mine? Pe un an jumate. Cât am zis că îți dau, mă, pe un an? Atâta. Și a scos bani și mi-a dat toți bani. Ai mașina, te duci acum la hotel, îți faci bagaje, te duci la București, că nu poți să-ți acorzi securitate aici. Că nu o să pot să stau cu tine. Nu, am aflat multe lucruri și ai fost corect, ai venit, ai jucat puțin cât ai putut să joci, am semnat un contract, îți respect drepturile, te duci și stai. Când găsești echip, vii la mine, contractul tău e la mine, ca să poți să-ți dau dezlegare. Și cu asta basta. Așa am plecat de ea. Creați probleme, practic. Da. Așa. Așa. Deși n-ar fi vrut, a trebuit să vă îndepărteze de la echipă. A zis, decât așa, a zis, păi, dar n-ai nimic, n-ai asta și aici nu ai cum. Mi-a zis așa, aici n-ai cum să-i controlezi, nici măcar eu, pe anumite persoane. Nu mi-a zis cine și cu cine. Dar asta a fost adevăr. Așa am plecat de la Brăila, pregătit era să fac un an bun. Liga? Liga a patra, trebuia să promova în Liga a treia. Și atunci am venit înapoi, n-am mai vrut să mai aud de fotbal. Trebuia să mă duc la Motru. Că am făcut niște meciuri bune, am venit să mă caut. A început Urziceni atunci să înceapă. M-au căutat și la Urziceni, n-am vrut să mă duc. Nu mai aveam, am zis, păi mă duc. Am familia mea să mă duc să mă ia la bătăie la sute de kilometri. Pentru ce? Că n-am făcut nimic, n-am câștigat nimic.